Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi facem curala iepuraș. După cum puteți vedea, este destul de murdar. Nu le-am făcut de când i-am mutat. Deci să începem. Să scot hrănitoarea întâi. Trebuia să mă duc să le iau așternut. Așa, pe lângă falcâne. De cât. Acum o să trec să strâng mizerii. N-am apucat să... De, cum vă spuneam, să dați unde fac ei mizerie. De-aia era bună copseaua căuciu, că tot n-am mai apucat să le pun, a trebuit să-i mut. Luăm aici și punem aici. Luăm un pic hrănitoare, pică mie. Bagăm. După cum vă spuneam și în alt video, sfaturi pentru iepurari începători. Undeva la o săptămână, două săptămâni și ceva, este ideea să le faceți curat. Revin după ce strâng tot aici. Aruncăm mizeria de la iepuraș. Mai vine o tură. Am aruncat mizeria de la iepuraș. Am să fac un video când o să postez de cerna. A crescut destul de mare. În zona asta este destul de mare. Undeva până la genunchi. În partea este un pic mai mică. Aici a fost gunoi. Da, și să revenim din nou la iepuraș. La prezent terminăm aici la iepuraș. O să mă duc să iau niște așternuri să le pun. La ceilalți nu o să le fac azi, n-am timp să le fac și lor, dar la ei nu este așa mare mizerie ca la iepuroaică. Am să filmez îndată să vedeți cum este mizeria la iepuraș. După cum se poate vedea, nu prea este mizeria la ei. Da? La celălalt, în bătrân, în ofen, nu prea este mizerie. La iepuraică s-a făcut pentru că fac și iepurași, fac și iepuraică, sunt mulți. La ei s-o fac peste 3-4 zile la iepuraică. Cei care vreți să faceți cuști la iepuraș, vă sfătuiesc să faceți cu grilaj. Prește. Iată. După cum se poate vedea, am terminat aproape. Revin când o să iau așternutul. Prieteni, revenim la locul unde așa luăm așternutul la iepuri, mă scuzați. Este mai bun paiele, dacă aveți paie, vă recomand să le băgați paie. Dar este bun și fânul. Avem lucernă, după cum se poate vedea pe aici. Dar o să luăm fân. Am să băgăm ceva mâini. Am să revin după ce termin de vărsat. Am un pic și umplu sacul. Am să vă spun un lucru important. În așternutul iepură și chiar și când le dați lucernă, dacă este după un an, îi aveți balul sau undeva depozitat, să uitați bine și în fân și în lucernă, să vedeți dacă are mucegai. Dacă are mucegai, să nu dau la iepuri, să vor îmbolnăvi automat. Și nu o să mai aveți, o să moară și tot așa. Da, o să revin acolo și până să le bag așternutul. Am revenit, le băgăm așternutul. Băgăm așternutul.
să iau ăsta mic de aici, dau în partea asta, le întind bine astea rote, oricum o să-l facă ei cum vrea ei, așa și le întind, cât de cât, aici, pe colțul ăsta trebuie pus bine, le fac urina să se asoarbă, astea pe scândură, foarte important, vara, să facă curățenie cât de des posibil, cum am spus, vor, dacă nu faceți curățenie la ei, vor începe să apară pierd, nu este bine deloc. Am să-i mut, să-i dau în partea asta lanta, și pe ăștia micii, am să încerc să bag și acum un pic, să nu vreau să nevoie. L-am salt cum o dau la o parte și cu asta punem aici. Punem aici. Așternă bun. Bine, că vara nu prea este nevoie de așternut. Așa gros, iarna, le ține de cald. Oricum o să încep să mănânce din el, este fân. Și dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul de like, să trimiteți la cât mai mulți prieteni pe Messenger, pe WhatsApp, pe Instagram, pe Facebook, pe ce vreți dumneavoastră, să distribuiți acest canal, ca să putem să fim o comunitate cât mai mare. Este o problemă la YouTube, toți YouTuberii se plâng de această problemă. Faptul că YouTube-ul nu trimite notificări, nu trimite, nu vă apar la recomandate videoclipurile și așa mai departe. Deci apăsați pe butonul ăla de like, să faceți cât mai multe like-uri și până data viitoare vă salut!